Bună, bine ați venit aici la noi pe videoclip, la noi pe canal. Astăzi vom avea un pic de lucru și un pic mai greu ne vom face acest lucru. Vreau să prezint ce am mai făcut noi în ultimul timp, ce am mai cumpărat în materie de casă, de curățenie, de fapt, de îmbrăcăminte și pentru bebe. Pentru bebe am aici în spate un culet în valoare de 375 de lei, cam așa. Și înainte de asta vreau să vă atenționez că am fost în weekend prin magazine de mobilă, de construcții și am filmat câte un pic de așa foarte puțin, cât să vă faceți o idee cam ce am găsit de cumpărat. O să inserez cadrele aici pentru că am filmat un pic cam haotic, timpul fiind limitat, bebe fiind mereu cu noi și mereu lipită de noi. Am fugit repede la magazin împreună cu ea, evident, după care acasă nu am mai putut să continui eu vlogul. Astăzi am zis că hai că continuăm așa cum continuăm. O lăsăm să-și facă ea de cap cu produsele ei și asta este. Înainte de a începe să vă arăt ce am mai cumpărat, vă voi lăsa cadrele despre care vorbesc. Am fost plecați duminică, am făcut și niște poze, vă las și Instagramul meu în descriere. Dați click, follow să vedeți cam ce postăm, poze frumoase cu mine, cu Bebelina, cu familia. Și sunt interesante, zic și eu acum, vă dați seama. Și am fost și în Dedeman, s-a deschis în Arad încă un Dedeman, sunt două, dar nu am reușit încă să ajungem, vom ajunge. Am fost și în Ikea, în Timișoara și am reușit să cumpărăm câteva articole de mobilier, dar nu le-am găsit pe toate pe stoc, chiar dacă în prezentarea lor le găsisem și avem nevoie de unele lucruri, nu le-am găsit. Așa că va mai rămâne o dată în care va trebui să mergem. Nu e nicio problemă pentru că așa se întâmplă lucrurile mereu, nu poți să le faci deodată pe toate. O să vedeți proiectele noastre pe viitor, așa în decursul timpului pe canal, ce se va mai întâmpla și vă voi ține așa cât de cât la curent, când se va putea. Nu mă trage de păr. Astăzi este miercuri. Diseară sper să reușesc să postez un clip cu produse terminate, pentru că l-am filmat ieri și l-am editat, sper să reușesc să-l postez diseară. Bun, înainte de a trece la prezentarea lucrurilor cumpărate, vă las cadrele despre care vorbeam, după care revin. They were in high school when they met and things got kinda awkward. Deci chiuveta e ok, și mai mare decât ce avem noi și dincolo la Ikea nu mai știu cât era, tot așa vreo 200-300, așa-i? Da, de la mine. Era mai mic, într-adevăr. Mai bine cumpărăm așa. Și asta e la fel, cred că. Ok, și eu am spus pe diverse dulapuri, vezi? Masca și chiuveta, prestiu. Care îți place? Asta din mijloc? Sau și oricare? Aici 140 de lei. 42, 140 de lei, e super bun prețul, este chiar foarte bun, nu? E ok prețul 100 și așa-i? Asta ți-o place ție de cei mai mare? Care dintre ele? 40. Dreapta? Te vezi plăcile cum sunt acum? Așa mari, știi? Uite, și asta e măricică, dar nu foarte. Astea sunt cu plăci mai mici. Vernilul ăsta. Avem așa farfurii pătrate, cum îi plac soțului, sau pe negru. Astea sunt așa mai de impact, cumva. Și merg bine aperitivele aici, arată frumos. Mie mi se pare că mai estetic decât pe astea albe, dacă e să ne gândim la plate. Îmi plac astea mult. Uite-te, vezi? Uite-te, față de alea din Ikea, pe care le-ai văzut tu pe beige deschis, îmi plac mai mult un pic astea. Doar că îmi plac cel mai mult alea, culoarea aia înaltă, care are aici pe margini ca și cum ar fi stropită vopseaua, știi? Da. Da? Na, și astea, că tu ai zis că vrei pătrățoase, să facem un set și un set din ăla la alt. Știi cum îmi place mie. Ne-am îmbrăcat potrivit pentru Ikea, nu? E un roche neagră, soțul în negru și el. Sora mea în negru aproximativ. Doar bebiță e deschisă la culoare. Dar noi ceilalți, nu știu cum ne-am asortat, nu ne-am vorbit. Eu m-am îmbrăcat în roche ca să fiu foarte lejeră și să nu fie cald, că e și roche cu mânecă scurtă. Dar ceilalți nu știu ce au avut de s-au îmbrăcat în negru. Măcar o pată de culoare, nimic. Eu în papuci am alb, deci sunt în non-culori astăzi. Numai bubu este mai colorat așa. Vine vara, vine vara și noi ce facem? Uite ce frumoasă ești tu! Scumpete,
Hai să facem mai bine centurile. Rezolvăm acum și cu centurile și cu spatele. Acolo în portbagaj să punem căruciorul și le rezolvăm pe rând, așa pe toate. Și cafeluța o bem pe drum. Da. Call you my sweetheart and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh. Maybe. Baby, I only want you. Ce-ai pe obraz, Bubu? It's true. And then he said, Bubu, ce-ai pe obrazul? I wrote you a love song and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. Uite cum stă. Da. Boss, te crezi că am boss? As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now and I wanted you to know. Am luat pentru bebe câteva lucruri, doar foarte puține scutece, multe. Numărul 4, am rămas în continuare la numărul 4 și am luat două pachete, așa, câte 76 de bucăți. Au costat 91 de lei de pe farmacia DAV. Într-adevăr, pe Promomix sunt mai ieftine, dar aveam nevoie și de lapte Aptamil și am zis să pun comandă doar pe un singur site, să nu plătesc de două ori transport pe ambele site-uri, pentru că de pe Promomix trebuie să ajung la 300 de lei cheltuiți ca să am transport gratis și n-am mai avut ce să pun pe comandă, așa că lăsăm de data asta așa, câțiva lei în plus, nu e nicio problemă, s-a compensat cu transportul de dincolo, mă refer, de la Promomix. Când vom avea haul-uri de acolo, o să vi le arăt. Am cumpărat și două Aptamiluri. Da, 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 ți-l dau. Vedeți că mai este unul și mai sunt și scuteci acolo. Două Aptamiluri numărul 2 pentru bebe de 12 luni. Noi ne descurcăm bine și cu mâncatul de două ori pe zi, mâncare solidă și lapte de vacă mâncăm acum. Așa că Aptamil nu mai cumpărăm atât de des. Asta este bine. Dacă aveți bebei, să vă interesați și voi cum faceți cu laptele de vacă, dacă aveți de cumpărat de la cineva care ține vaci, pentru că laptele acesta este un pic mai gras. Și dacă trebuie înmulțit cu apă, să vă spună doctorul vostru, vă controlează bebelușul. Nouă nu trebuie să îl înmulțim cu apă, este ok așa și îl dăm o dată pe zi de două ori, este perfect. Plus mâncare, plus un pic de Aptamil, creștem foarte bine, sănătos, ne luăm toți nutrienții de care avem nevoie, vitaminele din legume și fructe și suntem chiar foarte bine. I-am dat și fasole, ca să vă zic sincer, deja și se prezintă super bine cu mâncarea. Pe Aptamilul acesta la 1200 de grame nu punem mâna pe stativ, că o să îmburs pe tine. Hai, urcă-te la mine. Am dat 88 de lei, un preț foarte bun. Și pe scutece 91 sau cam 92 de lei, cam așa. În continuare, vă arăt cumpărături de la magazinul Cala, pe care le avem noi aici în oraș. Un magazin cu oferte foarte bune și prețuri foarte ok față de alte magazine, chiar față și de Lidl, și am făcut cumpărături de 53 de lei, dar am luat și din Lidl un Lenor, varianta aceasta de 1200 de ml la 16 lei. Abia aștept să-l încerc, am terminat niște balsamuri și am zis să-l înlocuiesc, o să fac și un giveaway, o să vă trimit și vouă și numai bine am nevoie. Și în plasa asta de la LC Waikiki sunt produsele despre care vă spuneam din Cala.
și le iau așa cum nimeresc. Am cumpărat un săpun de mâini de la Dermomed de 1 litru cu 10 lei. Pe acesta eu l-am mai luat odată, dar l-am dus la țară și mi s-a spus că este foarte fain, e cu argan, miroase foarte puternic și abia aștept să-l folosim și noi. 10 lei, un preț foarte bun. Așa, în continuare am luat de la Dettol 500 de mililitri această soluție pentru multisuprafețe din citrice, abia aștept să-l folosesc pentru bucătărie. L-am luat doar că ei spun că e potrivit pentru mai multe suprafețe, podele și gresie, robinete și chiuvete, suprafețe de bucătărie, băi și dușuri, toalete. Nu este adecvat pentru podele nelaminate, lemn, covoare, alamă, cupru oțel, inoxidabil și țesături. Nu este potrivit pentru aceste lucruri, așa că nu o să-l folosesc. Am luat și un calgon cu 14 lei. O să vă las o poză în Lidl cât costă acest calgon de 500 de mililitri, ca să vedeți că este într-adevăr ofertă foarte bună asta de la Cala. Și un finish la o sare de, pentru vase, pentru mașina de spălat vase, vă dați seama, cu 7,99 lei, 8 lei, are un litru, un kilogram, pardon, 200 și noi folosim. Acum am avut de la W5 tot pe la 5-6 lei, dar de un kilogram, se pare că. Și eu zic că asta de la Finish este super la preț, pentru că na, Finish e brand un pic mai scump. Cu 15 lei de la Sano Maxima acest balsam, am cumpărat două, plus acela de la Cocolino, unul îl voi păstra pentru mine, dar e mic, de 900 și ceva de mililitri, și unul îl voi da. Mi-am refăcut cum ar fi stocul și din DM la 33 de lei am luat această protecție solară de la Garnier cu SPF 50 Steel Spray și este potrivit și peste machiaj să-l putem aplica. Tuc, tuc, tuc. Închidem ochii, strângem buzele și folosim SPF-ul, o reaplicare cum ar fi în timp ce suntem în oraș sau la mare cu bigudiurile mele, nu cred așa ceva. Bă, hoață mică ce ești tu. Ești o hoață de bigudiuri, de-a lumea mică. Așa, ce avem mai departe? Am lăsat aici loc mai mult în partea asta pentru că vreau să fac un try-on la niște haine, la niște articole de îmbrăcăminte pe care le-am cumpărat. Pe aceștia, colanții ăștia de la Puma, îi am din Kaufland, mi se pare că la 75 de lei. Am luat mărimea L pentru că nu mai avea M-ul. Și sunt pe o culoare frumoasă, un verde. Și aveau S-ul și L-ul, da. Și am luat L-ul. Îmi plac foarte mult cum arată, îmi stă și foarte bine. Sunt din aceștia skinny pe picior, material pentru sală. N-am mai fost la sport de ceva timp pentru că bebe e lipitoare. E lipită de mine zilele astea, săptămânile astea aș putea spune, dar va trebui totuși, îmi stă aici o antenă în sus și nu vreau să se vadă așa de tare. Zilele astea va trebui să mă apuc din nou, că altfel nu se va obișnui să fiu plecată. De asta este și lipită de mine, pentru că nu prea am obișnuit-o neapărat, dar o să încercăm. Sper că voi reuși să fac și pozele astea ca să le inserez pe aici și să vă faceți o idee cum arată. Mă bucur că i-am cumpărat, un preț chiar mai bun și decât la Decathlon. A, uite că am găsit și câteva promoții de la Cala puse pe acest pliant, doar că n-au fost mai multe aici. Am calgonul, vedeți, 14 lei și de mult la 8 lei, că nu l-am cumpărat pentru că nu puteam să car atât de multe lucruri, dar voi merge și după Domestos, vă las poze, după cum am spus, comparativă cu alte lucruri din magazin. Am fost vinerea trecută la un second hand textile house, se numește, din Arad și era orice articol la 3 lei. Doar că eu nu am găsit lucruri faine la 3 lei, îmi pare rău, știu că sunt persoane care găsesc extrem de multe. Erau rupte, unele lucruri erau murdare, erau scămoșate și am zis că nu mă complic să cumpăr numai prostii. Dar am găsit două eșarfe și un sfetăraș. Eșarfa asta am luat-o, o culoare superbă, abia aștept să o port la toamnă, e destul de subțirică. Am spălat-o deja, eu îmi spăl lucrurile din second, chiar dacă ele vin deja spălate, industrial. E un material așa super finuț și transparent, foarte subțirel și cred că îl voi folosi ca și ca șal, și ca și ca, dacă se va potrivi, dacă nu, nu. Dar îmi place tare mult. V-am spus nuanța ei, de asta am și cumpărat-o. Le pun acolo în cutia aia imensă. Da, da, cum să nu te iau, cum să nu.
Mai am o eșarfă, așa, în culori mai multe, un cărămiziu, un galben, un alb, un verde, doar că este de-a lungul eșarfa asta. Are mai puțin centimetri în lățime și este așa lungă, lungă, lungă. Nu știu exact cum o voi putea asorta, dar cu siguranță se va potrivi și ea. Bună! Bună ziua! Ce doriți? Ce poftiți? Care este durata vizitei? Vă rog frumos să-mi ziceți. Dacă picați de acolo, nu știu ce vă fac. Nu știu ce vă fac. Bubu, așa ține-te bine, nu cade că e pe mijlocul patului și sunt eu aici. Și apropo, nu știu dacă se vede, am pus pe jos perne, pături, în caz de orice. Nu doar pentru că ea... Da, truculetul, hai pe jos, hai pe jos. Haide că te bag acolo în cutie dacă nu ești cu mințică. Te bag în cutie dacă nu ești cu mințică. Da! Uite, 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 uite! Uite! Și ultimul articol de îmbrăcăminte pe care l-am găsit la 3 lei, tot culoarea asemănătoare cu cea eșarfei, o culoare care mie îmi place, după cum v-am spus, este acest sfeteraj de la H&M, nume S, mânecă 3 sferturi și are vreo 5 nasturei așa drăguți și ei. Vine în V aici sus la gât și m-ați văzut îmbrăcat cu el. Da, vedeți cât de fain. Nu este scămoșat, nu este rupt. Îmi place cum e textura lui, e fain. Și e potrivit și pentru zilele mai răcoroase din această vară. Deci nu mai fi bine, îl voi putea purta. În rest, m-am dus luni să cumpăr lucruri de acolo pentru că știam că vor aduce marfă nouă și prețurile într-adevăr au fost mari, dar eu nu am găsit mare lucru la reducerile astea super mari, adică articole la 3 lei. Și asta e, m-am întors cu câteva chestii super faine, dar la prețuri mai mari. Am luat aceste, nu știu cum se numesc, papuci tip espadrile, deși nu sunt espadrile, dar sunt așa fără șireturi, un fel de tenis fără șiret, exact. Să-mi spuneți voi dacă știți denumirea, că nu îmi vine acum în minte. Am luat numărul 38, e un blu marin închis, închis, închis de tot spre negru și sunt de la brandul Cole Haan. Eu i-am dat pe ei 56 de lei, i-am și spălat, chiar dacă v-am spus ei vin spălați. Gama Original Grand și la preț întreg sunt scumpi cei, dar eu am reușit să dau pe ei doar 56. Mă bucur că am luat, sunt super comoz și am vrut papuci de acest fel în care să nu trebuiască să stau să leg, pentru că ies rapid la cumpărătură sau ies cu bebe și am nevoie de ceva super lejer. Îmi place tare mult cum se prezintă, maroul acesta de pe talpă arată bine, ca în combinație mă refer. Talpa, vedeți că este așa, cu alb, cu denivelările astea super drăguțe și o să vedem cum vor face față plimbărilor cu bebe. Îmi place și înăuntru cum se prezintă, este piele pe margine și asta galbenă mă refer, în rest este textil. Dar arată drăguț rău, rău de tot, adică chiar îmi plac. Tot la preț întreg de la second am mai luat încă ceva. Pantalonii aceștia de training sunt superbisi. Eu am mai văzut astfel de tip de pantalon la alte fete și mi-au plăcut mult, dar nu am vrut neapărat, n-am stat să caut să cumpăr. Și uite, pentru că i-am găsit acum, mi-am cumpărat. E mărimea, scrie că sunt din Zara, mărimea L. În talie au așa un șnur și elastic. Da, de ce urli? Și jos au la fel elastic. Îmi plac buzunarele astea de pe picior. Ambele picioare au și buzunar. Un bej super drăguț. Și ei arată și aspectul pe picioare, pe corp. Așa, și încă un articol care îmi place tare mult și aș putea zice că e cel mai frumos din ce am găsit acum, plus din ce am mai cumpărat eu așa de pe la second-uri, am găsit, cred că, cel mai drăguț hanorac. Este un hanorac de la Amishu și are pe el, pe etichetă, scris mărimea S. Deși eu cred că este un oversize. Dar perluțele astea de pe glugă, Doamne, cât sunt de frumoase, sunt așa măricele și are perluțele acestea și pe mâneci, dar de la cot în jos, cumva, pe ambele mâneci, arată superb. Și culoarea, nu mai zic, este un mov rozaliu, foarte drăguț. Pastelul despre care vă spuneam, pastelurile, că îmi plac mai multe nuanțe, are și șnurul acesta de la
lungă, îmi vine super frumos, v-am spus, este un S oversize, dar cred că este cel mai drăguț hanorac pe care l-am găsit eu într-un second și nu am mers eu atât de des, dar ca idee. A costat 56 de lei, pantalonii 46 și eu zic că e ok, e chiar ok la preț. Îmi plac și tipul de mâneci pe care îl are așa mai lăbărțat aici sub braț și vedeți că m-am îmbrăcat special astăzi în bluzița asta cu perluțe, mă rog, nu sunt perluțe, sunt mărgeluțe, de la H&M, doar că este așa pe negru și e toată cu perluțe, cu mărgeluțe în afară de partea din spate și îmi place foarte mult. Așa se prezintă și hanoracul, drăguț tare, cred că cel mai drăguț din tot ce am găsit eu până acum. Am luat-o pe bebu în brațe pentru că nu mai poate singurică pe jos și am luat și o poșetă la 98 de lei de la domnule Louis Vuitton, pentru că dacă am găsit-o acolo nu puteam să o las, mai ales că este super frumoasă și super practică, este imensă, o voi folosi pentru plimbări cu bebe. Am verificat-o să fie original, am verificat-o super rapid și în magazin, dar mai mult acasă, ca să nu... îmi pare rău că nu verific, în sensul că, bă, să știu o treabă, e originală sau nu, îi pare a fi, acum 100% nu știu sigur, pentru că nu m-am dus eu în magazin să o cumpăr, este pusă la vânzare, a fost pusă la vânzare de mult în Paris, pe celebra stradă Champs-Élysées și cred totuși că este originală pentru că din verificările pe care le-am făcut și le-am comparat din ce am văzut și pe internet, așa pare acum, dacă nu e, nu știu ce să zic. Eu am văzut și la Andreea Bălăban că își cumpără mai ales de pe Vestiaire Collection, dacă nu mă înșel, lucruri din acestea și nu este nicio jenă să prezinte publicului și am zis de ce mi-ar fi mie, pentru că totuși e vorba și de foarte mare diferență între canalele noastre, dacă ea a ajuns până la ho-ho urmăritor și are un e foarte populară, ca să zic așa, în ceea ce înseamnă YouTube-ul românesc. Dacă ea prezintă asemenea chestii că își cumpără lucruri din second, din târguri de vechituri și chiar la târguri vreau să mă duc și eu. Mi-a dat acum o inspirație recent, niște vloguri pe care le-am văzut la ea. Mi-a dat o inspirație de nu mai pot. În Arad nu sunt astfel de târguri, dar cred că o să mă duc la Brașov, la Bacău, la Cluj, la București să caut și să cumpăr multe chestii, pentru că sunt... vechiturile astea pe care le numim noi așa sunt lucruri foarte bune, calitative, făcute acum 100-200 de ani, antice, vintage, care arată super bine în casă, nu neapărat de haine și decorațiuni mă refer. Și mi-a dat niște idei de, nu știu când o să pot să le pun în practică, am, evident am când, dar mă refer că nu știu când voi avea timpul necesar să vom avea, să mergem și să stăm, să căutăm, să cumpărăm și bebe să fie și ea un pic mai mare, să nu ne grăbească ea acasă. Așa, astea fiind spuse, am zis că o detailez un pic mai tare, dar văd că bebe nu mă lasă, o vrea ea. E pe varianta asta bej, înăuntru e super încăpătoare, are două locașe măricele și unul micuțel, așa se prezintă, textura căptușelii este super faină, calitativă și încăpătoare. Am vrut ceva încăpător și uite că am găsit chiar de la celebrul Louis Vuitton. Da, eu dau ei să joace. Eu am spălat lucrurile astea, poate să-și facă de cap pentru că sunt igienizate și spălate de noi. Și mai am două articole de îmbrăcăminte pe care le-am luat, doar că nu de la acest magazin, nu de la Textile House. În altă parte, 20 de lei această bluziță pe care am luat-o pentru că e pe verde cu dungi, dar nu e verdele al meu neapărat preferat, dar am zis că încercăm să ne ducem și spre alte nuanțe. În schimb, nu prea știu cu ce să o combin ca să-mi placă cel verde. Am luat-o, v-am spus, pentru că e cu dungi verzi, dar o să mă mai gândesc. Dacă nu, o să o dau. Și am luat și acest hanorac, că dacă tot am spus eu la începutul anului că vreau să-mi cumpăr rochi, de ce să nu-mi cumpăr hanorace? Spuneți-mi și voi mie care ar fi ideea să nu cumpăr hanorace, adică în continuare, da, cumpăr rochițe, dar nu înseamnă că nu o să mai cumpăr hanorace și în acest haul vedeți că am deja două, acela preferat al meu pe care l-ați văzut și acesta pe vernil turcoaz de la Nike, care este și el un, un S oversize, nu cred că îl voi da, deși eu când l-am luat m-am gândit să-l dau
la cineva. Cred că îl voi purta eu, pentru că este o culoare frumoasă. Așa se prezintă. Mânecuțele drăguțe. Da, și-am dat destul de mult pe acest hanorac cu 50 de lei. Acum, dacă ar fi să mă mai duc din nou și să-l văd, n-aș mai da. Pentru că mi se par mult mai faine celelalte haine pe care vi le-am arătat față de astea ultimele două. Nu, astea alte nu sunt o afacere bună. Mi-am dat seama că le-am cumpărat așa pentru că sunt pe anumite culori care îmi plac sau verdele acelea, am zis că mă gândesc că mi-ar putea plăcea. Dar nu sunt ceva care să mă reprezinte extrem de tare. Rămân pe celelalte haine, pe ale o să le port mai des, hanoracul acela roz, aliu, movuliu, pantalonașii de la Zara, astea, da, mi se par top din ce v-am arătat acum. Și gentuța, bineînțeles, haide, 98 de lei a fost asta, dar a fost ok. Acestea fiind spuse, vă las cu bine. Da, abia aștepta și bebe să termin. Să-și facă de cap pe aici, o să o las să se joace cu lucrușoarele astea. Da. Și i-am dat, să știți că i-am dat păpică. S-a jucat cu mine înainte să filmez, a și dormit. Am fost și pe afară cu ea, am fost și la magazin, am cumpărat și cartofi pentru că vreau să fac o tocăniță de cartofi. Dar în continuare așa vrea. Mămica s-o țină să se joace cu ea, să vorbească cu ea, să-mi povestim, să râdem, să vedem cum fac animăluțele. Din carte, bineînțeles, din cărțile pe care le-a primit. Și să fim mereu băgată în seamă, nu? Spunea, e așa sau ba? E, da? Bă, dacă te mănânc, mă te mănânc tot cu scutețelul ăla, mă, tău, ceau, pa! V-am pupat, pa, pa!